prieten. De mult vreau să fac un filmuleț, să vă arăt cum caut eu peștii. Folosesc un sonar Lawrence HDS Live de 9 inch, achiziționat din shop-ul lui Zoran Wiener. Acest sonar este legat printr-o rețea NMEA și un gateway, un cablu gateway cu motorul de față, cu motor guide-ul. Poți să-l controlezi de pe sonar. Iar ca sondă folosesc o sondă 3-in-1 montată pe un suport de motor electric de la Minn Kota. Ok, haideți să vă arăt niște chestii, zic eu, interesante. În mod normal, când caut peștele, folosesc această fereastră. Aici este side image, deci lateralul bărcii, stânga, dreapta bărcii. Down image, aici e când am scos sonda, de asta se văd ungile astea. Aici este modul down image și am activat funcția fish reveal, iar aici avem harta batrimetrică. Cum fac eu când caut? Deci am o adâncime de 7,4 metri, temperatura aproape 12 grade apei, 16 volți, viteza de deplasare 1,8. Foarte important pentru a avea imagini corecte, ia uitați cât pește, este să avem sonda foarte bine aliniată, în sensul că să nu fie pusă în dreptul unor obiecte de pe fundul bărcii care pot produce turbiditate, să fie în dreapta motorului, cum te uiți din barcă, pentru a se feri de bulele de aer create de elice și, cel mai important, la viteza de scanare, transducerul, deci sonda sonarului, trebuie să fie paralel cu apa. Acest lucru se face folosind trucul cu monezile și cu o cumpănă. Dacă dați o căutare pe YouTube Coin Trick, transducer Coin Trick, o să vedeți despre ce este vorba. Bun. Scanez cu 800 de Hz pentru că nu am adâncime foarte mare. De obicei păstrez de 3 ori adâncimea apei. Deci acum am 20 de metri. Și încep să merg cu o viteză de aproximativ, vedeți aici viteza, de aproximativ 4-5 km la oră. Ca să se formeze imaginea. Merg paralel cu malul, deci nu fac stânga-dreapta. Și uitați. Se vede pragul aici în dreapta. Da? Când se termină apa. Practic, cu sonarele noi, nu cauți doar structura, efectiv poți vedea și peștele. Și mai e o fereastră interesantă, asta de aici. Mă duc pe More Options. Dau right only. Trebuie să ridic un pic trimul motorului, că mi obturează imaginea și vedeți, scanez, imaginea de sus e doar stânga, imaginea de jos e doar dreapta și atunci, chiar dacă e un sonar de 9 inch, o să am detalii foarte, foarte bune, imagine mare, scanând în felul ăsta. Deci cam astea sunt cele două modalități prin care eu caut peștele la Dunăre. Când ieșiți din meniu, la fel. More options, view, right, left plus right. Deci la setările de side image, contrast A-6 pentru că apa este destul de murdară, frecvență 800, paleta 10, Surfer Clarity Low, la Down Image paleta 10 și harta batrimetrică e harta batrimetrică. Cam asta ar fi, băieți, sper să vă ajute filmulețul meu. Fire întinse și să ne vedem sănătoși pe apă!